Lângă cinematograful lui Sherian e șantier toată ziua. Bine, măcar că au pus panglica asta galbenă. Măcar să nu cazi în șanț. Dacă nu ți-au creat posibilități, punți alternative pe unde să treci aici, măcar te avertizează să nu te calișești în fața președinției Parlamentului și a teatrului de operă și balet. În schimb, moldovenii sărbează și bagă bani în focuri de artificii. Văzând tranșeile astea, poți să crezi cu început război. Așa numitul scoar al Europei. Unde Chertoacă își prezintă raportul anual de inactivitate. S-a transformat în teren de badminton. Și la ora 10 noapte. Acolo e scris semnul cu staționarea interzisă. Dar aici e șanț de nămol. Văd că nici căței nu putut să treacă. S-au împotmolit și nu e niciun semn care să avertizeze cetățenii pietoni să nu calce acolo, că riscă să se îngloade până la gât. Și nu-i făcut niciun podeț ca cetățenii să poată traversa fără riscuri. Ce vreți, e capitală europeană cu vorba. Borea Coval e bucuros. Peste șanțurile astea cu nămol trec unii cu mașini de îngoase și îl împrăștie glodul pe tot trotuarul. Poliția pe alături trece și n-are nicio treabă. Important e să fie liniște și toată lumea mulțumită. Ăștia ca brega care și are socoteală să puțin. Nația asta e ca o turmă de mioare blânde. Bune de mulți, de tuns. Și din când în când dat la carne.